În acest context vorbim despre identitate valorică europeană. Vorbim despre faptul că noi trăim într-o Europa cu foarte multă diversitate din toate punctele de vedere și deviza Uniunii Europene, unitate în diversitate, nu face nimic altceva decât să accentueze faptul că există diverse identități, nu neapărat unele superioare celorlalte, dar identități care trebuie să le apărăm și identități care trebuie să le promovăm și identități care trebuie să le scoatem în evidență în contextul în care ne aflăm. De aceea identitatea noastră românească, creștină, de credință și oricare dintre aceste identități pe care vrem să le promovăm, sunt cele care trebuie să caracterizeze demersul nostru zilnic. Mai mult decât gândim noi, mai mult decât credem noi, trebuie să internalizăm aceste valori în trăirea noastră și să le promovăm în spectrul public acolo unde ne aflăm. Ceea ce cred că este extrem de important este să demonstrăm că există și unitate, nu doar diversitate. Că diversitatea o demonstrăm în fiecare zi, pe la televizor, prin parlament, pe stradă, în trafic. Și cred că este important să înțelegem că există anumite limbaje comune. Un limbaj comun este cel al credinței, al spiritualității. Un limbaj comun este cel al valorilor pe care le promovăm în societate, indiferent de spectru politic, indiferent de confesiunea religioasă, indiferent de zona în care ne aflăm. Astăzi, în acest loc, la fel cum se procedează și în alte parlamente, în urmă cu mulți zeci de ani, când participam la micul dejun pentru prima dată cu rugăciune în America, eram șocat că un democrat stă alături de un republican. Probabil cu câteva ore înainte sau minute înainte au avut și ei discuții în parlament. Însă astăzi vrem să dăm dovadă de unitate în credință. Cred că este extrem de important. Vrem să dăm dovadă de unitate în a promova valorile identitare românești, pe care cred că cu toții trebuie să le promovăm.